Ce ați văzut? Eram în stația de taxi de pe Calea Dumbrăvii și am văzut agitația, colegii se agitau în stație. Și am înțeles, am văzut de fapt un om al străzii căzut acolo cu un cuțit în mână și colegii taximetriști erau în jurul lui, l-au imobilizat, i-au luat cuțitul. Am înțeles că s-ar fi urcat într-o mașină la un coleg în spate și l-ar fi înțepat, să zic așa, cu cuțitul prin scaun. Și tot din spusele colegilor am mai înțeles că ar mai fi înțepat și două persoane când au coborât din autobuz în stația respectivă. După care au venit echipajele de poliție, salvare și atât. N-am mai stat că... Știți cumva, erau răniți grav? Nu erau răniți grav, colegul de pe taxi simțea ceva în spate ca înțepătură, deci nu. Și domnișoarele, nu știu să vă spun, deci nu erau grav. Dar... Și agresorul era băut, era... Da, părea băut, era un om al străzii.